ați venit la o nouă ediție a emisiunii Asimetric. Eu sunt Adelina Ghilea și vă invit să parcurgem împreună o bucățică doar dintr-o conversație deosebit de importantă. Vă mărturisesc că de-abia am așteptat ca prietenele mele de la New Life să vină alături de mine, pentru că împreună cu ele vom discuta despre unul dintre acele subiecte care ne cam stânjenesc, care nu ne plac pentru că nu sunt confortabile și de obicei tindem să le cam băgăm sub preș. Dar sper din toată inima ca discuția de astăzi să stârnească în noi o sete de a, și o dorință de a pricepe din ce în ce mai mult. Dar hai să vi le prezint pe super invitatele mele. Nu știu de unde să încep. Încep de la Diana Căzănescu, Andreea Hurducaș și Maria Jinar. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Voi sunteți implicat în proiectul New Life, pe care în linii mari cred că pot să-l descriu astfel. Este un proiect care promovează viața și s-a născut în interiorul Bisericii Baptiste Betel din Cluj-Napoca. Eu aș porni discuția noastră de astăzi cu o întrebare care mie mi se pare pertinentă și pe care am auzit-o nu neapărat legat de subiectul ăsta specific, dar e o întrebare recurentă, mai ales pe zonele astea de implicare socială destul de delicate. Și întrebarea cumva spune în felul următor: ce autoritate sau ce importanță poate să aibă implicarea mea ca o femeie care sunt singură, nu sunt căsătorită, nu sunt mamă, deci nu pricep dimensiunile astea, singura excepție dintre noi fiind Maria în discuția asta, și niciuna dintre noi nu am fost puse în situația în care să comitem un avort sau să contemplăm ideea unui avort. Și atunci, pentru că nu înțelegem dimensiunea asta, ce autoritate sau folos sau importanță poate să aibă implicarea noastră într-un asemenea proiect? Și cred că întrebarea asta realmente vine pe un fond, cum am zis, pertinent, în care nu înțelegem ce pot eu să fac. Și atunci, cred că întrebarea asta, cum am spus, este una validă. Și poate că dacă ne împărtășiți cumva din motivația voastră de a vă implica în povestea asta, dăm și un răspuns la această primă întrebare. Cine vrea să o ia înainte? Cred că este o întrebare foarte importantă și cred că este importantă pentru generația noastră, generația tânără. În autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu, ne putem implica într-o lucrare pro-viață, împotriva avortului și pentru viață, pentru că în Cuvântul lui Dumnezeu sunt date niște, să spun așa, chiar porunci de către Dumnezeu însuși, în care ne cere, în Cartea Proverbe, spre exemplu, să deschidem gura pentru cel mut, pentru cel nenorocit, pentru cel care nu are dreptatea făcută, așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Și în autoritatea cuvântului lui, cred că oricine ar putea ca să apere niște valori care sunt neschimbabile, care sunt atât de importante în ochii lui Dumnezeu, pentru că El este Creatorul, este Dătătorul vieții. Și în cuvântul lui Dumnezeu nu întâlnim expresii de genul deschideți gura pentru cel mut, tu doar care ești într-o anumită situație sau într-o anumită etapă a vieții. Dumnezeu cred că ne cheamă pe fiecare și în cazul acesta a fost o chemare pentru noi. Cum ai priceput tu chemarea asta? Pentru că, cu ghilimele de rigoare, tu ești capul răutăților în povestea asta? Nu am priceput-o nici așa foarte clar de la început. Cred că Dumnezeu are planurile Lui pentru fiecare dintre noi și cred că tot ceea ce noi facem sau ar trebui să facem ar fi să răspundem la chemarea Lui. Proiectul New Life pentru mine și pentru toți cei care suntem implicați a fost și este o chemare a Lui Dumnezeu de a lupta pentru viață în această lume a morții în care trăim. Și eu cred că Dumnezeu ne-a pus pe inimă această povară, pentru că cred că este povara Lui, în primul rând. După cum am spus în cuvântul Lui, El foarte mult ne îndeamnă să fim o voce pentru cei fără voce, un glas pentru cei care încă nu au glas. Acum, acestea sunt niște parafrazări, dar în esența asta transmite, spre exemplu și în versetul 8 din Proverbe 31 sau în Proverbe 24, izbăvește pe cei târâți la moarte. Cred că sunt niște cuvinte foarte grele pe care ar trebui să le luăm în serios și noi cumva am înțeles asta. Legat de mine personal, am avut contact prima dată cu
toată lupta asta, proveți sau acest concept, acum vreo 4 ani. Am fost voluntar într-o campanie pro-viață și atunci cumva am început să aflu ce se întâmplă în lumea în care trăim. Crescut în biserică, eram într-o bulă și am început să aflu de fapt realitatea în care trăim. Asta mi se pare interesant, pentru că atunci când te izbești de anumite realități, devin atât de împovărătoare, când îți dai seama de fapt, și cred că nici nu percepem noi în ansamblu ce se întâmplă, percepem doar o bucățică, dar când îți dai seama și te izbești de realitatea asta, e cumva imposibil să nu faci ceva dacă crezi sau spui că ești credincios și ai niște valori. Nu știu, așa percep eu lucrurile. Bun, nu putem să ne implicăm în toate lucrurile, dar când te cumva îți penetrează inima și mintea realitatea asta, cred că trebuie să acționăm. Și Diana, știu că atunci când am povestit noi un pic despre treaba asta, ai făcut o mențiune foarte interesantă și ai spus că tu aveai sentimentul ăsta pro-viață, dacă vrei să spunem așa, sau te deranja realitatea asta a avortului, chiar și atunci când nu te considerai credincioasă, ca și chiar și atunci când te considerai atee. Cum ai ajuns de acolo aici? Da, așa este. Dinainte să-L cunosc personal pe Dumnezeu și El să-mi transforme viața, mi se părea că această idee de a întrerupe o sarcină și de a face acest gest, de a curma o viață în pântec, este ceva anormal, ceva care nu mi se părea că este bun nici atunci. Cu atât mai mult după ce L-am cunoscut pe Dumnezeu și am înțeles care este inima Lui și care este prețul vieții și lucrarea Domnului Iisus Hristos de la cruce, mi-am dat seama cât de valoroasă este viața și cât de mult merită să ne luptăm pentru vieți de copiilor nenăscuți. Dar nu doar atât, ci fiind și psiholog și consilier creștin cumva, cred că inima mea bate foarte mult pentru vindecarea femeilor care au făcut avort și care poate nu știu de unde să pornească cu povestea, așa încât să capete îndurare de la Dumnezeu pentru asta. Cred că Evanghelia răspunde la această problemă și poate este prea puțin promovată Evanghelia în bisericile noastre pe această problemă. Vom ajunge un pic mai încolo înspre discuția asta, pentru că discuția asta, pe măsură ce vom progresa, ne va cere niște întrebări destul de dificile, pe care nu vom reuși să le acoperim acum și nici nu cred că vom putea noi să dăm răspunsurile probabil cel mai consistente sau complexe, însă sunt genul de discuții și de întrebări pe care cred că trebuie să ni le punem în viața de zi cu zi. Încercăm să le fentăm. Dar cât vom putea să ne fentăm? Maria, tu cum ai ajuns să te implici în proiectul ăsta? A fost foarte interesant începutul. Andreea m-a abordat și mi-a cerut, fiind prietene, aveam discuțiile noastre înainte și cumva m-a rugat dacă aș putea să-mi spun mărturia. A fost foarte dificil să înțeleg că, într-adevăr, am ceva de spus în domeniul ăsta și că dacă voi veți tăcea, pietrele vor vorbi. Dacă eu am Duhul lui Dumnezeu în mine și dacă spun că mă doare exact lucrul pe care inima Lui e îndurerată și privesc cum privește El lucrurile, atunci aș fi ipocrită să zic că nu mă interesează, nu... Acest subiect nu mă vizează. Și cumva, prin faptul că sunt mamă și am copilași și înțeleg valoarea și complexitatea unei vieți care nu depinde de tine, nu, nici măcar nu e o metaforă să spui Dumnezeu a vrut, Dumnezeu a... exact la propriu, când Dumnezeu dorește o viață, o vrea și te creează cu un scop și atunci cu siguranță întreruperea acelei vieți are un efect și există acolo o consecințe și există anumite lucruri care trebuie abordate în inimile noastre.
Până să mergem mai departe, poate în linii foarte mari, dacă ne poți ajuta, Andreea, să ne explici ce este proiectul New Life de fapt și care sunt visurile voastre? După cum ai spus și tu la început, suntem un departament al Bisericii Betel. Am început efectiv cu un act de ascultare. Am zis, Doamne, Tu ne chem la asta, ne-ai confirmat, ai Tu pe inima Ta, în primul rând, această povară a vieților curmate în pântece și atunci noi suntem la dispoziția Ta. Mi se pare foarte important de punctat acest act de ascultare când e vorba de slujire sau de începerea unui lucru. Cumva l-am început prin credință. Nu am știut ce o să facem, nu am știut încotro să meargă lucrurile, dar am zis, Doamne, noi vrem să ascultăm de Tine, vrem ca să Te ascultăm chemarea, chiar dacă la început, sincer, mi se părea așa foarte greu și am zis, Doamne, dar e un subiect atât de complex, să-ți lupte așa de grele spirituale, pe toate părțile. Dar cumva, sincer, spun, a fost ca o aruncare așa într-o prăpastie în mâna lui Dumnezeu, nu chiar în prăpastie de tot, ci știam că Dumnezeu ne prinde atunci când El are planuri cu noi. Am început... Iartă-mă că te întreb, dar mi se pare că ce spui tu se aplică în foarte multe contexte, că de multe ori Dumnezeu ne cheamă, dar nu ne dă planul, desfășurătorul activității cu toate punctele și subpunctele, ci te cheamă la acest act al ascultării și al umbrării prin credință. Nu ni le dă pentru că El, ceea ce am observat noi până acum, El are un proces și cu noi, cu fiecare. Într-adevăr, sunt planurile mari legate de lucrări, legate de luptele pe care El vrea să le ducă prin noi și împreună cu noi, dar are un proces de creștere a noastră personală, în primul rând, de credință, de răbdare, de ascultare, de... și aici intervine foarte mult formarea caracterului nostru, dar împreună cu El și pas cu pas. Și cred că noi așa am înțeles de la început și noi încă suntem foarte la început, cumva că Dumnezeu vine cu noi la fiecare pas, dar și noi trebuie să avem răbdare și cu procesul și cu noi înșine. Și așa am început. Am început în timpul pandemiei. Cam multe lucruri bune care au început sau s-au demarat în timpul pandemiei. Da, în timpul pandemiei, atunci așa, nu știu, așa, eu cred că așa a îngăduit Dumnezeu să se întâmple lucrurile. Sau mai corect spus, a stării de urgență, cred că putem spune. A stării de urgență. Suntem într-o pandemie continuă. Suntem într-o pandemie continuă. Și am zis, Doamne, dar noi ce o să facem? Adică nu am putea să organizăm conferințe, nu am putea, foarte blocate lucrurile. Și eu zic că Dumnezeu ne-a trimis ele resursele necesare ca să începem să facem, evident, în mediul acesta online, să începem să transmitem mesajul vieții, așa cum noi, cum nouă ni s-a dat în momentul respectiv și am început să filmăm mărturii. Dumnezeu ne-a trimis oameni pe media, pe editare video, pe design, am început să filmăm, Dumnezeu a adus oameni. Deci pot să spun că Dumnezeu a fost Cel care a orchestrat lucrurile și El ne-a confirmat că în ciuda faptului că poate vi se pare că e o vreme așa neprielnică să începeți ceva, eu sunt cu voi și o să vă trimit așa în puzzle mare câte o bucățică mică care să se potrivească. Și am început așa, în mediul online, prin filmare de mărturii, prin texte scrise, prin... De-abia așteptăm să vedem ce va mai urma și sper eu că asta e doar începutul unei conversații pe care o purtăm aici și că ne vom revedea pentru ca să ducem mai departe dialogul ăsta. Cum spuneam, un subiect ca și ăsta cere niște întrebări foarte dificile și o întrebare pe care aș vrea să începem așa, să o despachetăm cât putem noi acum, are de-a face cu cât de mult ne influențează societatea contemporană, mentalitatea sau percepțiile legate de, inclusiv de niște lucruri precum căsnicia, maternitatea. Eu n-am asociat mentalitatea referitoare la aspectele astea cu problema avortului până când am discutat noi într-o altă ocazie și, Maria, tu ai făcut referire la ideea asta. Deci, revin, cum vedeți voi că societatea contemporană ne influențează mentalitățile, inclusiv legate de niște lucruri ca și aspecte ca și astea și până la urmă de întreaga poveste cu avortul? Pot să spun din experiența mea, fiind crescută în biserică și nu te aștepta să spui cum să ai preconcepții despre lucrul ăsta. M-am căsătorit, apoi o perioadă m-am gândit
poate dacă nu mă căsătoream, soțul meu știe discuția asta, deci nu e ceva secret să afle în direct. Nu o să afle, da, pe TV. Dacă nu mă căsătoream, aș fi putut poate să-mi fac niște targeturi, să reușesc niște chestii, poate sunt restricționată. Apoi am avut copil și a fost bucuria noastră, nu mă înțelegeți greșit, dar cumva spuneam, nu, acum e o perioadă, stau pe loc, sunt pe stand-by, pentru că asta este un copil de... Nu, ce să fac? Încurcă. Te cam încurcă. Și Dumnezeu a lucrat așa de mult la inima mea, anii ăștia, maternitatea pentru mine a fost cea mai umilitoare și profundă perioadă, pentru că sunt două lucruri aici în viața mea pe care le-am sesizat. E nevoie de o schimbare a inimii. Inima mea a fost greșit direcționată, deci mintea mea a fost setată greșit, nu a fost niciodată o piedică Vero sau Timi sau căsnicia noastră sau nu. A fost așa o preconcepție, și din exterior am primit foarte multe observații, cum că nu, acum copii, nu, acum, nu, atunci probabil cariera ta nu, sau dacă mai faci încă unul, un pic stai acasă. E ok, înțeleg lucrul ăsta, doar că dacă nu avem grijă la chestiile de detaliu, pot să vulpele mici strică viile în floare și s-ar putea să te trezești atât de frustrată că și chiar să simpatizezi ideea că ok, mă încurcă, deci nu acum, mai încolo, îi o piedică. Da, și atunci cred că asta se transferă foarte bine și în viața posibil în viața unei și unei femei necăsătorite și a unei femei căsătorite care are toată viața înainte. Sigur că da. De ce ți-ai împovărat sau încărcat cu o sarcină nedorită? Da, că îmi împiedic un pic planurile. Asta e un fenomen și al societății în care omul e centrul universului, eu. E vorba despre mine. Eu sunt buricul, deci e corpul meu, e programul meu, e viața mea. Și atunci astea două intercalate, când maternitatea sau un copil ți-ar împiedica, ar fi sub lumină negativă, cu ideea asta că eu trebuie să-mi bifez niște lucruri, mă încurcă, pot să aibă un efect. Știi ce mi se pare interesant? Că până poate nu foarte de mult, lucrurile astea erau foarte subtile, nu ți erau prezentate foarte direct. Acum, mi se pare că există o insistență pe ideea asta că femeia are dreptul la viață, dreptul de a decide, este corpul ei. De a fi Dumnezeu. Exact, este corpul ei și cumva asta mi se pare foarte greu de conceput. În funcție de stadiul sau stadiul sarcinii, fătul sau embrionul, cum vreți să numim, este considerat doar o extensie a corpului femeii. Nu este considerată o viață, o ființă. Și atunci este o extensie a corpului meu, pot decide. Dacă aș fi considerat-o așa, pe Vero, a mea, pe fetița mea, când am fost la 4 săptămâni la control, la 5, am avut, mă rog, o urgență și cumva mi s-a spus că poate fi, e sigur, e vorba despre un avort spontan și ar trebui curățat, ar trebui rezolvat. Eu am insistat, îi bate inima, adică suntem siguri că... Păi, după ani mai târziu, când am făcut mărturia în ziua aia, știu că am plâns, mi-am dat seama că fetița mea, cum să zic, o țin în brațe, e parte din viața noastră, e bucuria noastră și eu puteam atunci să am așa o putere de decizie asupra vieții, asupra unei ființe. Eu sunt Dumnezeu, eu zeu, eu cine sunt să pot decide asupra unei vieți? Că eu n-aș putea, Andreea, să spun tu ești o persoană, da? Și nu am drept asupra vieții tale. De ce unul care e într-un anumit stadiu de dezvoltare nu-i considerat? Da, dar ne întoarcem exact la pe ce insistă acum societatea contemporană, pe lângă dreptul femeii de a decide, e și, cred că, o insistență pe definirea termenilor. Și aici poate, Diana, tu fiind în zona asta, ai și mai multă tangență, pentru că numim embrion, făt, cum am spus, în funcție de stadiul de dezvoltare în care se află și practic îl considerăm ca o non-ființă. E un non-om, adică nu-l percepem ca și atunci evident că nu mi se pare atât de
grav, tragic sau grav, să renunțăm la o sarcină, pentru că în mintea noastră, din cauza faptului că redefinim termenii și insistăm pe treaba asta, efectiv viața aia din tine nu mai este percepută ca o ființă. Da, exact. Nu și nu mai are valoare. Da. Cred cumva că valorile societății la ora actuală converg și din faptul că societatea l-a scos pe Dumnezeu din ecuație. Și atunci, dacă îl scoatem pe Dumnezeu din ecuație, nu mai avem viață din pântec. Embrionul nu mai reprezintă viață, decât poate după 3 luni sau la vârsta la care depinde în ce parte de lume ne uităm, așa pentru este, că în anumite părți, chiar și în ultimul trimestru, ai dreptul la decizia. Exact. Da, doar că embriologia și știința susține că viața începe la concepție. Deci atunci când nu ne lăsăm influențați noi ca și biserică, societate, de niște slogane aruncate doar ca să cumva să ne introducă moartea pe gât, să zic așa, ca și concept și ca și fel de a trăi, știința și embriologia susțin că viața începe la concepție. Vreau să... Discuția asta poate să meargă în foarte multe direcții. Vreau să ducem cumva un pic mai aproape de ograda noastră, cum se zice. Da, noi provenim din medii evanghelice, dar teama mea este că, în general, în biserică, și poate înțeleg greșit, nu prea discutăm despre lucrul ăsta. Și, apropo că vorbeam de mentalitate, din perspectiva voastră, ce nu face biserica? Sau unde greșim noi ca și credincioși? Ce ne lipsește? Unde influențăm poate negativ și nu pozitiv? Știu că sunt mai multe întrebări într-una, dar toate sunt în zona asta. Cred că trebuie să ne autoevaluăm și pe noi. Nu doar să vorbim despre lumea seculară, ci să ne uităm un pic și în curtea noastră. Da, noi am înțeles în momentul în care am început acest proiect că sau Dumnezeu cumva ne-a transmis, ne-a pus pe inimă faptul că această luptă trebuie să înceapă din interiorul bisericii și aici mă refer poate la ograda noastră și mai mică, bisericile evanghelice, pentru că noi facem parte din bisericile evanghelice. Și în dreptul lor putem vorbi mai mult. Da, și în dreptul lor putem vorbi mai mult pentru că suntem parte din ele. Ne dorim, apropo de visele mari, ca bisericile să, sau oamenii, că biserica este formată din oamenii să înțeleagă și să perceapă și Dumnezeu să ne folosească și pe noi în acest plan importanța luptei pentru viață. Și ce cred eu că greșim cumva sau poate nu înțelegem, nu știu, într-un mod foarte profund sau corect, este faptul că nu putem să separăm lupta pentru viață de mesajul Evangheliei. Noi ne dorim ca și biserici să vorbim despre Dumnezeu, viețile oamenilor să fie schimbate, să propovăduim Evanghelia, cum spunem. Dar Iisus Hristos a venit pe acest pământ ca să fie o voce pentru noi înaintea Tatălui. Este lucrarea Lui de mare preot. El a mers și a vorbit pentru noi, plătind cu sângele Lui, pe când eram noi încă păcătoși și morți. Prin faptul că El a fost un glas pentru noi, înaintea Tatălui, noi putem fi mântuiți și salvați. Și atunci cred că este imposibil să separăm credința noastră creștină, mesajul Evangheliei și esența de lupta pro viață. Și tot la versetul din Proverbe revin, să fii o voce pentru cei care sunt mulți, pentru cei care nu au voce. Iisus Hristos a făcut asta pentru noi. Și mi se pare că ajungem tot la inima lui Dumnezeu și la mesajul Evangheliei. De aceea cred că biserica are un cuvânt așa de mare de spus în lupta asta. Cred că o altă întrebare care poate ne ajută un pic să ne autoevaluăm și să ne cam dăm seama dacă vorbim prin bisericile noastre sau nu, este dacă ne amintim, apropo că am avut discuția asta, Maria, dacă ne amintim cum am reacționat prima dată când am avut o discuție cu o prietenă sau o cunoștință care ne-a spus că a făcut avort. Dacă ați fost în contextul ăsta, vă amintiți prima reacție? Sau cum ați procedat? Am schimbat subiectul. Am ignorat, pentru că n-am fost pregătită. Pentru că poate nici n-am suferit. Știi, să-ți iubești aproapele înseamnă să te bucuri cu el și să
plângi cu el. Uh-huh. Și un creștin e caracterizat de dragoste. Da? Deci dragostea, dacă există în noi, Iisus Hristos, e desăvârșită și abundă, ca să dăm, să ne iubim aproapele, păi dragostea crede totul, dragostea suferă totul, dragostea nădăjduiește totul, pentru orice păcat, pentru orice stare, pentru orice greșeală, există soluție. Și noi, ca și creștinii, un pic cred că ne-i bine. Și dacă nu-i problema noastră, un pic ne-am decuplat. Dar nu asta face. Asta e, deci Domnul Iisus a vorbit, a simțit, a suferit, a murit pentru noi. Noi ce exemplu dăm? Ce fel de... E mai mult decât empatie. E iubire. Iubire izvorâtă din Dumnezeu. Doar că trebuie să și înțelegem cu ce avem de-a face. Pentru că ne sperie. Așa este. Ne sperie, așa este. Și revin la faptul că asta poate că mă râcâie pe mine un pic, pentru că nu avem educația necesară. Nu suntem învățați în comunitățile noastre cum să vorbim în asemenea persoane. Că da, o iubim. Numai că de multe ori trebuie să mai și zicem ceva, nu-i suficient doar să dăm îmbrățișare și să schimbăm subiectul. Pentru că și-am făcut exact la fel. Țin minte prima reacție, m-am blocat. Nu am știut ce aș putea să zic în momentul acela, pentru că nu eram deloc familiară cu asemenea situații. Tocmai de aceea mi se pare că e așa de important lupta pro viață să înceapă din biserică. În momentul acesta, la nivel mondial, sunt foarte multe organizații care educă generațiile tinere înspre avort, primesc educație pro-avort, primesc educație de la liderii celor mai mari clinici de avort din lume. Generațiile tinere sunt educate în această direcție și atunci eu cred că este imperios necesar ca biserica să educe generațiile tinere pro-viață, în orice formă în care Dumnezeu le pune pe inimă. Dar cred că e efectiv vital să răspundem întunericului cu lumină. Da, și să nu așteptăm după ONG-uri să facă treaba asta. Mi se pare că asta e așteptarea, că proiecte, ONG-uri, organizații, asociații care sunt specializate să facă treaba asta. Da, și aici vreau să mă întreb un pic iarăși înspre Diana, pentru că tu vii din zona asta profesională a consilierii. Lipsește consilierea pe tema asta în biserică? Și cum o vezi tu integrată? Da, din păcate, cred cumva că lipsește și pentru că subiectul acesta al avortului nu este abordat. Probabil că bisericile de multe ori nu oferă un cadru de mărturisire pentru această problemă. Cum zicea foarte bine și Maria, pe această parte de a suferi împreună cu cei ce suferă, nu cred că e doar o problemă de organizare, de a chema oamenii la mărturisire. Întrebarea mea este dacă ne dorim cumva să plătim prețul acesta de a suferi cu cel ce suferă, de a fi mădulare împreună unii altora. Pentru că nu cred că e o chestiune neapărat de o consiliere specializată, cu acreditată, cu tot felul de cursuri. Ci există nevoie și pentru așa ceva. Există nevoie și pentru așa ceva, dar cumva biserica e mai mult decât atât și trebuie să ofere acest cadru de a ne purta poverile unii altora și de a aduce Evanghelia să răspundă la problema asta, la suferința asta. Foarte tare s-a așezat în inima mea cuvintele tale, Maria, cu ce acopere de fapt dragostea și ce ar trebui să acopere dragostea noastră sau dragostea lui Hristos în noi. Greșesc prea tare dacă spun că de multe ori în mintea noastră catalogăm, asta știm că facem, catalogăm păcatele și în funcție de gravitatea lor, poate că limităm harul, poate că ne punem noi în poziția aia în care noi decidem cât și ce poate Dumnezeu să vindece, să ierte. Maria, tot tu ai folosit o expresie care mi-a rămas atât de tipărită în minte zilele trecute. Ai folosit ideea asta de criză de har, ca și cum Dumnezeu ar fi într-o criză de har. Facem noi treaba asta fără să ne dăm seama, nu cred că o facem intenționat, dar facem treaba asta și de ce? Unde ne este problema? Cred că cumva, când am fost iertați și am primit bucuria aceea de a fi iertat, ce a fi primit, indiferent, deci
păcatul nostru, noi știm, nu sunt păcate mici și mari, dar dacă suntem onești, avem judecata asta în noi. Hai că nu, au fost doar o bârfă, nu a fost chiar așa. Nu poți să compari o bârfă cu un avort. Nu, nu. Doar că noi vedem aici pe anumite dimensiuni, 2D, 3D, nu știu, tehnicienii mai pricepuți. Dumnezeu are alte dimensiuni și El se uită la inimă. Dacă eu înțeleg că Iisus mi-a iertat păcatul și a iertat vina mea, asta nu, asta mă face atât de recunoscătoare și mulțumitoare pentru harul care mi s-a acordat. Harul acela care spală tot, nu trebuie să faci nimic, nu trebuie să fii nici cum, să postești nu știu câte zile sau să faci nu știu câte îngenunchieri pe zi, ca Dumnezeu să primești trecere înaintea Lui. El, în sângele Lui Iisus, când ai venit la El, te vede neprihănit. Indiferent de păcatul tău, dacă tu îl mărturisești. Și atunci, noi uităm ce ni s-a făcut nouă, iubirea cu care am fost înconjurați. Să înțelegem că asta cu e soluția oricărui necaz, oricărui probleme, oricărui păcat. Și că nu există un păcat mai mare sau mai mic. Doar că noi suntem limitați ca și oameni. Și aici intervine criza asta de har, în care noi uităm. Nu știu, parcă punem vina pe Dumnezeu și uităm și avem așteptările noastre sunt mai importante decât ale Domnului, dar Dumnezeu are așteptări ca noi exact să acționăm după și inima poate Lui. Poate că ne prea vedem un pic pe noi cam prea sfinți așa, da, pentru că nu ne-am lovit de situații de natura aia sau de dimensiunea respectivă și atunci ni se pare, păi, ok, cum poți să faci așa ceva dacă, mai ales dacă te numești credincios? Pentru că poate aici iarăși dezvelim un mit, avortul există și în biserici. Da, există și în biserici. Și sângele lui Iisus Hristos iartă și avortul din biserici, orice altă formă de avort. Și eu cred că, și cumva asta e pe inima mea și a noastră, cred că biserica trebuie să fie cel mai bun cadru în care femeile care au trecut, trec, vor trece sau se gândesc să găsească un mediu de dragoste, de iertare, de suport material, financiar, moral. Da, eu cred că Diana exact acolo bătea și foarte bine. Nu trebuie să fie acreditat ca să fie un creștin plin de dragoste. Are empatie, iubești și când iubești, suferi pentru celălalt. Și spui, ok, hai să vedem care e contextul, care a fost background-ul. Pentru că ai ajuns în punctul ăsta, ai fost ori constrâns, ai avut anumite idei, n-ai vorbit, n-ai avut cui să te mărturisești. N-ai avut o prietenă bună, n-ai avut o mamă, n-ai găsit înțelegere. Trebuie să fim înțelegători. Și pe de altă parte, cred că va exista și o dorință sinceră noi să ajutăm persoana atunci când o întâmpinăm și știm că a trecut printr-o experiență ca și asta. Numai că aș zice eu că există o diferență între a îndrepta și a corecta versus a îngriji și a vindeca. Tot la corectare ajungi numai când te îngrijești de cineva, când iubești persoana, când o înconjori. Eu cred că fiecare dintre noi, în momentul în care am fost foarte jos sau suntem foarte jos, știm foarte bine ce am greșit. Cred că unei femei care a făcut avort sau eu care am alte păcate, știu foarte bine când am greșit. Am greșit. În momentul în care vine cineva și mă apasă mai tare în jos, cu siguranță nu o să fiu ridicată. Apropo de a corecta sau a îmbrățișa. Și cred că noi toți avem nevoie, și eu în primul rând, în momentul în care păcătuiesc și sunt jos, știu că sunt jos, chiar am nevoie de un om care să-mi arate dragoste, îndurare, har, astfel încât să pot să fiu ridicat. Cred că există foarte multe ramificații a acestei probleme și una e, da, o sarcină nedorită când ești tânără și ai toată viața înainte, alta e când poate se întâmplă, și aici o să spun niște cuvinte grele, un viol, se întâmplă un incest. Adică nu tratăm, tot ce încerc să spun este că nu tratăm povestea asta superficial. Și pentru că Diana există la un moment dat despre rolul Evangheliei în situațiile astea. Poate avem doamne sau domnișoare cu noi care nu au credință așa cum avem noi și poate sunt curioase de cum poate acest Iisus de fapt să aducă vindecare într-un asemenea context. Ce am putea spune
la treaba asta? Cum funcționează harul despre care vorbim noi într-o asemenea situație? Mă gândesc că de multe ori criza asta de har despre care vorbeam înainte și care se exprimă din păcate și în mediul evanghelic de multe ori și este cumva datorată și faptului că de multe ori păcatul acesta avortului este minimizat cumva, ca vinovăția să nu fie foarte mare și copleșitoare, că nu avem ce să facem cu ea, unde să o ducem. Sau pe de altă parte este văzut ca fiind un păcat atât de grav încât nu este iertare pentru el. Sau Domnul Iisus nu poate să acopere cu sângele lui acest păcat. Și atunci sunt cumva două extreme. Și cred că cumva ceea ce face Evanghelia este că ne și arată cât de păcătoși suntem, că avem nevoie de salvare, că suntem atât de păcătoși că nu avem de fapt nicio șansă. Da, nu neagă situația, gravitatea păcatului, oricare ar fi păcatul. Și atunci avem această latură a Evangheliei care descoperă gravitatea păcatului, dar aduce soluția iertării în primul rând. Cred că asta este esențială pentru femeile care au făcut un avort sau mai multe. Cumva această spălare de păcat care se face fără merite și asta rezolvă și problema vinovăției și nu ne mai face să ne mai justificăm pentru păcatele noastre, pentru că putem fi justificați prin Iisus Hristos fără ca să ne mai justificăm noi și să zicem am păcătuit pentru că sau așa a fost situația sau a trebuit să fac lucrul respectiv. Venind încoace, am oprit la un semafor și m-am tot gândit că urmează să avem discuția asta. M-am și privind în stânga, am văzut un afiș cu un personaj foarte cunoscut și îndrăgit în România. Privește adânc sub poza căreia scria, privește adânc în tine, acolo vei găsi forța să învingi. Și eu, tot așteptând să se facă verde, m-am gândit, Doamne, dar de câte ori am privit adânc și am fost pe marginea depresiei și nu mi-am găsit nicio forță să înving, că acolo m-am întâlnit cu mine și am văzut cât îs de jos. Numai când mi-am întors privirile spre tine, m-am luminat de bucurie și nu mi s-a umplut fața de rușine. Tu ești singura mea forță și acolo cred că e puterea Evangheliei, răscumpărarea Domnului Iisus Hristos. Cum Dumnezeu îți ia un păcat, îți ia un trecut, îți ia o lipsă din copilărie și face ceva cu ea, îl face dar, îl face vindecare, îl face pansament pentru rana celuilalt. Asta mi se pare extraordinar, asta e harul care îți umple viața. Și cred că nu putem să avem o discuție despre vindecare fără să nu discutăm despre valoarea vieții, pentru că tot din Evanghelie pricepem, din Scripturi pricepem lucrurile astea și poate că dacă înțelegem ce a gândit Dumnezeu, înțelegem sau mai facem un pas mai aproape de această realitate a vindecării. Cum definiți voi valoarea vieții? Cred că fiecare am putea spune ceva legat de definiția valorii vieții. Eu m-am gândit în ultimele zile la faptul că Dumnezeu atâta valoare pune în fiecare persoană încât a ales să-și imprime chiar chipul lui. Nu găsesc ceva mai, nu știu cum să zic, ceva mai măreț decât faptul că Dumnezeu a pus și imprimă chipul lui în fiecare embrion, care este un stadiu de dezvoltare, în fiecare fetus, în acea celulă nouă formată. Dumnezeu are chipul lui imprimat acolo. Așa e de mare valoarea vieții. Și dacă tu ai făcut referință mai devreme la faptul că medical vorbind viața este definită, adică se spune că începe la concepție, aș spune că începe din mintea lui Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu și-l închipuie pe unul dintre noi, acolo începe viața. Apropo de amprenta asta. Da, și uite, spre exemplu, chiar am făcut acum hanoracele în Ieremia, Dumnezeu îi spune lui Ieremia, dinainte ca tu să te fi născut, eu te cunoșteam. Deci, într-adevăr, viața începe în mintea, în inima lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne cunoștea pe fiecare dintre noi, a avut un plan cu Ieremia, a avut un plan cu mine, cu tine, cu fiecare dintre noi. Deci cuvântul lui Dumnezeu este plin, plin, abundă de argumente pro viață, abundă. Mm. Și mai ales ar trebui să ne dea de gândit ceva. Când nu-ți găsești satisfacția în ceva, în viața asta, dacă noi suntem trup, suflet și duh, duhul nostru înseamnă că au cunoscut o calitate superioară. Deci eu am avut multă vreme preconcepția, ideea asta că acum spunem și noi așa, că a vrut Domnul, a vrut, dar până la urmă vrei tu să ai un copil sau nu. Deci am avut clar, vă spun sincer, că nu-i chiar așa, ține și de noi, de cum ne programăm, de cum... Când am înțeles clar că Dumnezeu, deci Dumnezeu mi-a schimbat inima, chiar mă rugam într-o zi și mi-a mărturisit toate gândurile înaintea Domnului, că Dumnezeu ne-a creat acolo un cer și o suflat suflare de viață, ne-a făcut cu un scop și ne-a trimis jos pe pământ. De aia noi niciodată pe pământul ăsta, fără el, nu o să fim împliniți. Pentru că e ca și când ai mâncat foarte bine și nu te mai poți sătura cu roșcove sau cu orice mâncare, când ai gustat frumusețea. Apropo de valoarea vieții, ne-ai zis câte ceva despre povestea ta cu primul tău copil, cu Vero, dar aici cred că se potrivește foarte bine să reluăm un pic povestea asta și să ne spui poate un pic mai în detaliu cum ai văzut tu valoarea vieții în momentul acela, pentru că alții n-au văzut nicio valoare. Tu ai avut credință și ai crezut că există viața acolo și că viața aia, chiar dacă incertă, are valoare. Da, da, da. E foarte interesant că auzi lucrul ăsta. Că poate oamenii nu pun preț pe viață, unii, dar când ești chiar acolo în situație și ajungi într-un mediu, într-un cadru medical, în care îți dai seama că chiar așa stau lucrurile, că se pune problema, că e un detaliu acolo, trebuie curățat sau nu. Sau eu atunci mi-am dat seama, cum să-ți explic, eu n-aș fi putut face lucrul ăsta, să trăiesc vreodată, să am autoritatea asta de a da sau a lua o viață. Mi s-a părut atât de șocant. Când chiar au trecut săptămânile, au trecut lunile și am realizat că eu am viață în mine și putea să nu fie și Dumnezeu a păzit viața aceea, nici nu știu, cred că Dumnezeu mi-a dat gândul ăsta, că eu nu am așa o tărie să zic că nu e așa. Sau... Cu atât mai mult cu cât ți se spune cel mai probabil ai avut un avort și spontan. Și a trebuit curățat. N-a fost doar o părere, au fost trei. Și a spus, te văd tânără, ești sigură că dorește acest copil? A fost prima dată când am fost pusă față în față cu realitatea. Ce spuneai tu, Andreea? La început discutam că de ce să mă implic dacă nu... Îmi pare rău că atâta vreme am fost ignorantă față de problema asta, am fost nepăsătoare. Dar când am fost pusă față în față cu problema de viață și de moarte și a fost vorba despre mine și despre copilul meu, mi-am dat seama, am tremurat din încheieturi și am zis, Doamne, dar cine sunt eu și cine sunt eu? Să-mi dai viață și să pot decide eu ce să fac sau nu? Cred că e nevoie de o schimbare, o schimbare a societății și o schimbare a inimii. Cred astea sunt complementare, inima noastră, dar și societatea e foarte... merge într-o direcție și noi începem ușor să ne pliem. Apropo de implicarea bisericii, am citit recent o ilustrație, poate ne ajută, pe mine m-a ajutat parcă să reînțeleg apropo de valoarea vieții. Scrie în ilustrația respectivă că dacă ar fi în biserica voastră, de exemplu, un grup de copii de 2-3 ani puși în fața unui zid și ar fi măcelăriți, ar face ceva biserica? În acest sens... niște fiori. Asta e realitatea. Faptul că copilul are 2-3 ani sau faptul că are câteva săptămâni sau faptul că are 10 ani sunt doar stadii de dezvoltare. Eu cred că normal că părinții nu ar să se uite la copilii lor cum sunt măcelăriți la o școală duminicală, spre exemplu. M-a izbit atâta de tare exemplu ăsta și ilustrația aceasta încât am rămas, exact același lucru și se întâmplă la milioane de copii.
Pe mine ce m-a mai izbit, apropo de comparații de soiul ăsta, decidem că putem înceta o sarcină pentru că nu ni se pare o viață folositoare. Dar nu ne dăm seama că atunci ne periclităm pe noi înșine, pentru că care e sau cât de lungă sau de scurtă e distanța de la o asemenea decizie că viața din pântec nu este folositoare până la poate un bătrân care e la pat, care nu mai funcționează, adică... Da, și nu mai are rol. Nu mai are social. Niciun rol, exact. Da, da, e o problemă foarte de... Nici nu știu pe ce stagiu, religioasă, etică, morală, în toate da, profunzimile. Îi da. Extraordinar. Inima noastră, cred că trebuie să rezoneze cu ideea asta de viață. Mm. Și apoi și societatea trebuie să ia un pic atitudine, ori să fim noi lumini în societate, cum spunea Andreea, mediul evanghelic trebuie să ia atitudine. Indiferent dacă e comod, asta, avea dragoste și ceea ce reprezintă Dumnezeu nu e egal cu toleranța. Eu înțeleg, sesizez o problemă și când spun adevărul în dragoste, dar nu înseamnă că trăiesc cu problema aia lângă și nu... Uh-huh. Păi dacă mi-iubesc aproapele, mă doare problema, încerc să explic, încerc să creez o punte, încerc să ofer o ajutor. Trebuie să există un pic de acțiune. Și aș mai spune, legat de valoarea vieții, că viața este de fapt soluția, nu încetarea vieții. Ci viața însăși este soluția și mi se pare că de multe ori răspunsul se află tocmai în viață. Mă gândesc la un personaj ca și Moise. Hai să luăm un exemplu simplu. Dacă viața lui Moise n-ar fi fost salvată și ar fi fost încetată pentru că se afla într-un pericol, ar mai fi fost poporul evreu scăpat de sub robie? Și un bun prieten de-al meu și coleg cu mine de altfel a spus la mea treaba asta, vreau să citesc ca să nu greșesc, zice așa, oare de câte ori am cerut o rezolvare din partea lui Dumnezeu și ne-am simțit chiar ofensați din cauza aparente lui absențe, când de fapt el ne-a trimis răspunsul, însă noi l-am distrus încă din pântece. Da. Ți se strânge stomacul. Probabil societatea noastră ar fi arătat cu totul altfel dacă am fi lăsat ca multe milioane de vieți să se nască. Hmm. Ar fi fost sigur multe răspunsuri. Da. Viața în sine are valoare, indiferent de scop, rol, viața în sine are valoare, dată de Dumnezeu, de la creație, din gândul lui, din inima lui, din... Viața în sine are valoare. Nu e treaba noastră să oferim un rol, un scop, asta e treaba lui Dumnezeu. Viața în sine are valoare. Mi-ar plăcea foarte mult ca timpul nostru să fie mult mai permisiv, e foarte limitat, dar asta mă face doar să spun că trebuie musai, cum zicem în Ardeal, să reveniți musai. Ca să ducem discuția asta mai departe, dar aș vrea să aud pe final și gândurile tale, Diana, legate de, dacă mai vrei tu să adaugi la ceva legat de valoarea vieții, dacă ai un gând cu care să finalizăm. Văd problema asta a societății și a valorilor pe care societatea le-a îmbrățișat ca o problemă a inimii, în mare parte, adică inima se exprimă la nivel social și cred că problema aceasta a avorturilor vine dintr-o inimă neregenerată și a vedea viața din pântece ca neavând valoare, de aici vine, din dorințele inimii care nu sunt regenerate, poate a confortului, a carierei, a planurilor, cum zicea și Maria, pe care fiecare femeie le poate avea și să zică că un copil o încurcă. Dar soluția este mereu în Dumnezeu și nu doar în faptul că Dumnezeu iartă și mântuiește, dar și în faptul că Dumnezeu poartă de grijă și El va aduce resursele de care este nevoie pentru ca acești copii să trăiască și să aibă scopuri și planuri împreună cu Dumnezeu. Dacă vreți să aflați mai multe despre proiectul New Life, fie căutați în social media
New Life, cred că vă găsim New Life Betel. Da. Sau Biserica Baptistă Betel din Cluj-Napoca, sau ne puteți scrie chiar și nouă, ne puteți lăsa un mesaj, cu atât mai mult dacă, nu știu, poate există persoane printre voi care au nevoie de sprijin și de consiliere. Poate că urmăriți emisiunea asta și sunteți, treceți pe acolo, cu resursele pe care noi le avem și cu ce putem noi, vrem să vă venim în sprijin. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Știți bine, ne vedem săptămâna viitoare cu alte subiecte, dar vă invităm să fiți parte din conversația noastră. Vă doresc mult bine și să aveți multă grijă de voi.